Bine ați venit la testul de cultură generală. Vă voi pune 30 de întrebări și vă rog să scrieți în comentarii la câte ați știut răspunsul. Să începem. În ce an a început primul război mondial? 1914, declanșat de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei. Care civilizație a construit Machu Picchu? Machu Picchu a fost construit de incași în secolul al XV-lea, fiind una dintre cele mai mari realizări arhitecturale ale lor. Cine a fost cunoscut ca Părintele Istoriei? Herodot este considerat adesea părintele istoriei, datorită lucrărilor sale detaliate, care documentează diferite culturi și evenimente ale timpului său. Care a fost primul împărat al Imperiului Roman? Augustus, cunoscut anterior ca Octavian, a fost primul împărat roman, stabilind bazele pentru câteva secole de domnie imperială după sfârșitul Republicii Romane. În ce oraș a fost semnată Declarația de Independență a Statelor Unite? Declarația de Independență a fost adoptată în Philadelphia la 4 iulie 1776, marcând nașterea națiunii americane. Ce eveniment major a condus la începerea Revoluției franceze? Căderea Bastiliei pe 14 iulie 1789 este adesea considerată ca fiind scânteia care a declanșat Revoluția franceză. Cine a descoperit penicilina? Alexander Fleming a descoperit penicilina în 1928, acesta fiind primul antibiotic, revoluționând medicina modernă. Care dintre acești conducători este cunoscut pentru unificarea Germaniei? Otto von Bismarck a jucat un rol crucial în unificarea statelor germane într-o singură națiune sub conducerea Prusiei în 1871. Care era principala activitate economică în Egiptul antic? Egiptul antic se baza foarte mult pe agricultură, datorită solului fertil de-a lungul Nilului. Cine a fost primul președinte al Statelor Unite ale Americii? George Washington a fost primul președinte al Statelor Unite, având un rol major în fondarea națiunii și formarea guvernului său. Care este capitala Japoniei? Tokyo este capitala Japoniei și unul dintre cele mai populate orașe din lume. Ce gaz majoritar se găsește în atmosfera Pământului? Azotul constituie aproximativ 78% din atmosfera Terei. Cine a scris Romeo și Julieta? Romeo și Julieta este una dintre cele mai cunoscute tragedii scrise de William Shakespeare. Cine a pictat Noaptea înstelată? Noaptea înstelată este una dintre cele mai cunoscute picturi ale lui Vincent van Gogh. Care este cel mai mare ocean de pe Pământ? Oceanul Pacific este cel mai mare și mai adânc ocean de pe glob. Care dintre aceste țări nu este membră a Uniunii Europene? Norvegia nu este membră a Uniunii Europene, deși participă la Piața Unică Europeană prin Acordul Spațiului Economic European. Cine a compus muzica pentru baletul Lacul Lebedelor? Lacul Lebedelor, compus de Tchaikovsky, este unul dintre cele mai renumite balete din lume. Care este cea mai înaltă clădire din lume?
Burj Khalifa din Dubai, cu o înălțime de 828 de metri, este cea mai înaltă clădire din lume. Ce oraș este cunoscut ca orașul iubirii? Parisul este considerat orașul iubirii datorită atmosferei romantice prezente la tot pasul. Ce element chimic este cunoscut pentru capacitatea sa de a exploda în contact cu apa? Sodiul reacționează foarte violent cu apa, producând hidrogen și căldură suficientă pentru a provoca o explozie. În ce țară s-a născut Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut în Salzburg, care în acea vreme făcea parte din Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană, actualmente Austria. Care este numele reginei care a domnit în Anglia în timpul perioadei cunoscute ca Epoca de Aur? Regina Elisabeta I-a Angliei a domnit într-o perioadă de mare prosperitate culturală, cunoscută ca Epoca de Aur Elisabetană. Ce mare filozof a scris Republica? Platon, un filozof grec, este autorul Republicii, o lucrare în care explorează idei despre justiție și statul ideal. Ce vitamină este cunoscută pentru rolul său esențial în coagularea sângelui? Vitamina K este crucială pentru procesul de coagulare a sângelui în organism. Care este cea mai adâncă parte a Oceanului Mondial? Groapa Marianelor este cel mai adânc punct cunoscut din oceanele lumii. Cine a inventat becul electric? Thomas Edison este creditat adesea cu inventarea becului electric, deși a perfecționat mai degrabă invențiile anterioare. Ce țară este cunoscută ca locul de origine al Kung Fu-ului? Kung Fu-ul este o formă de arte marțiale și își are originea în China. Care este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar? Masa planetei Jupiter este de 2 ori și jumătate mai mare decât masa totală a celorlalte planete din sistemul solar. Ce râu curge prin Paris? Râul Sena este cunoscut pentru frumusețea sa și curge prin inima Parisului. Ce tehnologie a fost crucială în desfășurarea revoluției industriale? Motorul cu abur a jucat un rol central în revoluția industrială, permițând mecanizarea producției și transportului. Nu uitați să scrieți în comentarii câte răspunsuri corecte ați dat. Voi continua să fac astfel de teste de cultură generală dacă vi se par interesante. Pe curând!